Salutare tuturor, eu sunt Amede și în episodul de astăzi în Încearcă să găsești cel mai bun server ne aflăm alături de Crocodilul, un jucător veteran și youtuber de altfel care joacă de ceva timp pe serverul Carpathians și o să-l rugăm să ne spună câte ceva despre el și apoi dacă dorește să ne spună câte ceva despre serverul unde el se joacă. Salutări, mulțumim că ai acceptat invitația și bine ai venit pe acest videoclip! Salut! În primul rând, mersi eu de invitație și mă simt, mi-a plăcut maxim ideea ta și mă simt onorat să fac parte dintre cei care au mai fost și care, nu știu dacă o să mai fie, am înțeles că e ultimul, așa este, serverul ăsta, Carpathians, deci sunt ultimul din seria asta? Da, restul le-am făcut super. Pe toate clipurile, pe toate super. Bă, ce să zic, multe nu prea pot să zic despre mine, sunt Crocodil, mă cheamă, de fapt mă cheamă Huțanu Bogdan, zis Crocodil, am 34 de ani, tânăr, frumos și de vreme acasă. Altceva nu știu ce aș putea să-ți mai zic, fac YouTube de 3 ani de zile, ce aș putea să vă mai zic, aproximativ 3 ani de zile, 3 ani jumate, cam așa. Sunt foarte încântat de chestia asta, îmi place la maxim să mă joc. Chiar dacă acum, nu știu, predomin pe alt server, iubesc serverul Carpathians, sunt contra celor care zic că e Barbutians, contra, într-adevăr se joacă Barbut, dar cu toate astea sunt și o grămadă de lucruri bune acolo. Și cam atât. De cât timp te joci pe Carpathians? Cât timp ai jucat în total? Păi, sunt proaspăt revenit pe Carpathians de când fac YouTube, adică am început să fac YouTube când aveam level, nu știu, 60 pe acolo și atunci am început să mă rejoc, mai avusem, nu știu, un an de zile înainte, cred că jucat și am cedat contul unui prieten. Am făcut o pauză de vreo un an jumate, doi, pe acolo, pe undeva. Dar din cauza lui Craze m-am reapucat, să zic așa. Deci am 3 ani jumate pe Carpathians, cam așa. Am înțeles. Ce părere ai despre popularitatea de pe Carpathians? Pe ce server ai mai jucat și cum ți-e pare comparativ cu alte servere sau cum ți-e pare numărul de jucători, popularitatea lui? Cum o vezi tu? Părerea ta subiectivă. Exact să zic pe care server am jucat, nu aș putea să-ți spun. Cred că am jucat pe toate. Mai mult, nu știu, Volans. Cred că am jucat cel mai mult și cel mai... Și au mai fost câteva, dar fugitiv așa le jucam. Niciodată n-am ajuns să mă joc cum am jucat pe Carpathians. Adică niciodată n-am ajuns la nivelul ăsta. Eram player de duminică, să zic așa. Însă de fiecare dată m-am jucat, am zis, cu plăcere. Și că despre populația pe Carpathians, când m-am apucat, bineînțeles, era mult mai mare decât acum. Cred că are serverul unele chestii lipsă care ar putea să ducă la plecarea oamenilor de acolo. Dar încă se ține bine, crede-mă, încă se ține bine. Adică mereu ai ce cumpăra și ai ce vinde, fără nicio problemă. Încă e un server de jucat. Am înțeles. Evenimente active, ce evenimente ar avea Carpathians? La chestia asta nu poate să reproșeze nimeni nimic din punctul evenimentelor, din punctul ăsta de vedere, pentru că sunt evenimente zilnice, după cum știi și tu, este lista aia în fiecare lună, care se actualizează lunar, sunt aceleași ca și pe Tiger Ghost și îți ușurează munca, gen ai toate evenimentele astea cu elixiri biolog, care bineînțeles sunt foarte importante, ai citit de concentrate, toate evenimentele ce te pot ajuta să evoluezi, maxim chiar, CL-uri în fiecare lună. Adică nu duci lipsă, serverul ăsta nu duci lipsă de evenimente niciodată, pe lângă cele globale care sunt pe toate serverele. Dar pe Carpathians fiind mult mai mișto, deoarece drop-ul e mult mai mare. Și scuze dacă vrei să mă mai întrebi și de drop acum, să m-am băgat ca... Nu. Da, deci are side event-uri și dromărit, nu are Uriel, nu are Flower Power, nu are Orbos. Nu are. Sunt side evenimentele sunt aceleași ca pe Tiger, dar nu are Uriel și nu are nici măcar cum îi zici, ăsta Flower Power. De asta am și precizat la început că sunt unele lipsuri ce fac playerii să părăsească serverul. Dar sunt și lucruri bune. După cum am zis, drop-ul cred că e unul dintre cele mai bune chestii de are cel mai bun drop de pe toată
comunitatea, am emoții. Da, și drop oricum e implementat în server, adică nu e sub formă de rate, cum e, de exemplu, pe Polyfem sau... Da, toate regatele au același drop. Gen, pentru cei, și să știu că sunt foarte mulți player cărora le place să facă alchimie, este foarte ușor și să vinde cum ai pus-o, cum a plecat. Adică este foarte ușor să te ridici. Dacă te apuci mâine, într-o săptămână pot să-ți garantez eu că ți-ai echipat un cont frumușel atât din alchimie, cât și din prețul finisajilor sau orice chestii de asta ce se poate farma la level mic. Fragmente, orice. Deci se vând ca pâinea caldă. Deci asta înseamnă că și marketul e dezvoltat, așa cum ne-ai zis mai devreme. Exact. Pe chat se găsesc, dacă mă apuc astăzi, aure exocitite, cred că se găsesc de toate. Da, da. E plin. După cum ți-am zis, un server ca să meargă bine are nevoie și farm de level mic și farm de level mare. Și pe care poate în 100% găsește asta. Poate în perioada asta sau nu, în perioada ce a trecut, poate o mai observat lumea că cei care joacă acolo au mai observat că a fost un pic mai scăzută, dar fiind și vara, au trecut vara, na, lumea pleacă în concedii și își vede un pic de viața personală. Dai seama că nu stă toată lumea să joacă acasă, nu mai farmează la aceeași intensitate, deci pe timpul verii cam toate serverele scad. Însă, ți-am zis, eu am jucat acolo și joc orice, orice vrei să vinzi, orice vrei să cumperi, găsești imediat. Inclusiv cărțile care le-ai spus mai sus. Oblin, fii cu minte. Inclusiv toate cele ce le-ai zis mai sus, garantat nu duce serverul lipsă de ele. Ce ne poți spune despre naționalitatea jucătorilor? Sunt doar români sau mai sunt și alte naționalități și în ce procente, să zicem, în cazul în care mai sunt și alte naționalități? Predomină românii, deci 100% predomină românii. Mai găsiți și polonezi, dar nu foarte mult, dar nu știu, zic așa în proporție de 30% cred că mai sunt și străini. Poate am exagerat un pic cu 30%. Și mă nervează și mâțul ăsta. Să nu tai asta. E și el parte din echipă. Vai de mine, lipsește bebele de acasă și plânge după el. Și tot mă meaună pe aici. Așa, continuăm. Știu că s-a făcut o fuziune între fostul România și Java și probabil de acolo mai sunt rămași câțiva jucători de naționalitate poloneză. Deci... Exact, exact, exact. De acolo vin, da. Ce alte avantaje crezi că are serverul Carpathians, exceptând drop-ul pe care l-am menționat puțin mai devreme? Păi cred că marketul ridicat care l-ai zis și tu, nu știu, mi se pare un pic mai bun decât pe Tiger Ghost, din ce urmăresc eu din streamer de pe platforma asta, mi se pare un pic mai ridicat. Foarte multe iteme, gen, bine, acum probabil o să ajungă și celelalte servere așa, fiind un server mai vechi, printre cele mai vechi și cele mai jucate, cu unele care mai sunt vechi, au rămas mai în urmă. Găsești iteme foarte ușor, adică pe placul tău, să zic așa. Pe placul tău, fără doar și poate. Gen, dacă vrei să te apuci, cum ai zis și tu, de mâine, 100%, nu știu, vrei să-ți faci un cont PvP, găsești iteme PvP. Vrei să-ți faci un farmer, nu știu, cu iteme full critic, îți găsești. Și din punctul meu de vedere, și la prețuri decente, adică cât pentru... Acum să fac o paranteză, poate cu Tiger Ghost unii prețurile sunt un pic mai umflate. Da, bine, și datorită faptului că serverul e mai nou, mult mai promovat, mult mai așa. Da. Alte avantaje nu știu ce aș putea să zic, cred că toate sunt la fel. Mai multe dezavantaje aș putea să-ți spun la nivel mare. La nivel mic sunt plin de avantaje, la nivel mare e un pic dezavantajat față de restul. Ok, atunci spune-ne ceva și despre lucrurile care te nemulțumesc la server. Ori boss-ul în primul rând. Altceva nu mă nemulțumește. Sunt adeptul serverilor fără autoatac, adică îmi place să muncesc, chiar dacă ăsta pe care mai activez acum are autoatac, dar îmi place să farmez eu și îmi place lucrurile făcute greu, sunt mult mai, nu știu, mult mai ești mult mai mândru de ele, așa. Și
dar mare dezavantaj Orbos o vieții. Pentru că sunt mulți playeri însetați de PvP și cred că ăla e singurul loc unde ai putea să mai încerci ceva. Chiar dacă eu nu mă joc PvP, mi-aș dori să am pe server Orbos maxim. Cred că m-ar face să mă joc 80% acolo și 20% pe serverul ăsta nou. Un Orbos. Poate o să se bage, nu știu. Ai încercat să faci tichet, să faceți un fel de alianță, să o sugestie. Sunt făcute sugestii, sunt făcute. Au fost în jur de 2-3 luni, a fost Orbos pe Carpathians și a fost extraordinar. Adică era... Toată lumea a fost încântată. Bineînțeles, și premiile în urma evenimentului ăsta, să zic așa, în ghilimele, sunt extraordinare. Și mi-a plăcut că mai este o treabă la Orbos, chestia cu breasla, gen este rang de breaslă și dacă ești printre primele, îți dă mănuși, site pentru toate conturile ce au fost cel puțin și au dat damage în Orbos, damage-ul necesar. Adică sunt niște beneficii care mie mi-ar place să le am. Am un prieten, mi-l aduc mâine pe Metin, îl bag în breaslă, într-o lună pot să-i ofer mănușă gratis datorită faptului că stă alături de noi, gen. Înțelegi? Da. Da. Alte dezavantaje crezi că mai sunt? Sau... Cum am spus, auto-atac mie nu mi se pare un dezavantaj, cu toate că unora probabil, da, ar zice că ăsta e un dezavantaj, mie nu mi se pare. Acolo o breaslă de melee este o breaslă de melee adevărată, nu este o breaslă de melee făcută în câteva zile. Dezavantaje, ce să mai spun? Dezamăgit de unele persoane. Eu sunt așa un om mai pașnic și sunt unele persoane acolo care nu înțeleg aspectul acestui joc, dar ei, ți-am zis, astea sunt minuscule, astea sunt minuscule, de la persoană la persoană. Probabil unii nu le consideră dezavantaje chestiile astea cu playerii. Însă după cum ți-am zis, eu iubesc să mă joc și pentru mine nu contează așa de mult serverul în care mă joc, ci contează lumea pe care o am alături. Dacă am 5 oameni acolo, 3-4 oameni cu care să mă joc și să mă înțeleg bine și să decid nu să fac o concurență, să mă întreb cu ei cum făceam noi seară de seară la site evenimente, cine face mai multe cititi sau cine face mai multe exod, așa, mergeam împreună la minerit, chestii de astea, știi, de breaslă, îți face joc mai frumos și nu cred că vezi celelalte dezavantaje. Nu cred că te mai interesează. Bine, aici cred că fiecare e subiectiv. Poate mult se joacă doar să producă și să dea mai departe sau... Dar eu apreciez foarte mult motivul pentru care tu te joci și atitudinea ta față de joc. Nu sunt nu există, nu există joc care să mă captiveze mai tare decât ăsta. Deci de mie este drag și îmi curge prin sânge. Nu știu dacă știi. Privește aici. Asta nu știam. Da, este tatuaj cu Metin 2 și este nu neapărat că pot să spun că, nu știu, l-am făcut ca să țin o minte o viață întreagă sau de genul. De când am început să fac YouTube cu jocul ăsta și de când am început să joc la calitatea care o am acum, nu știu, pentru mine face mult și mi-a schimbat mult viața, atât, nu știu, mai relaxant, cât și financiar, datorită platformei pe care activez jocul ăsta. O să zic asta și la final, dar vă spun și acum, dați o ceană pe canalul lui, cu toate că al meu e mult mai mic decât al lui, vă sugerez să vă uitați, are în jur de 700 de videoclipuri și face live-uri când poate, dar le face. Păi de când am bebe, cred că am făcut 100 și ceva de videoclipuri, să zic așa, de când am bebe. Înainte să am bebe, cred că eram zi de zi, adică... Cum să-ți explic? Mie îmi plac lucrurile ce cresc. Îmi plac chestiile ce le adun. Îmi place numărul de subscriber să crească și să văd roadele muncii mele. Și datorită chestii astea, veneam sedat acasă, veneam disperat acasă, îmi puneam trei beri deoparte
și disperat să dau drumul la live. De aceea am și atâtea videoclipuri. Majoritatea le-am făcut, am ser de la nebunii cu beții și cu astea în care cântă maneaua până la refuz, dar le-am făcut majoritatea cu copyright și toate sunt salvate, de aia sunt 700 și ceva, din dorința de a aduce oameni alături și din dorința de a avea cu cine stași, cu cine vorbi pe live. După cum știi și tu, NCS-urile îți bagă videoclipul la recomandate. Dacă faci cu Maneli sau cu orice alte melodii comerciale, ca să intri la recomandate ai nevoie de public și de entertainment și de socializare pe chat și toate alea. Deci, da, de astea sunt așa de multe. Mi-am dorit să fie toate acolo salvate și să fie toate amintirile. Amintirile, exact. Scuză-mă telefonul. Crezi că n-am abordat un subiect anume, adică așa cum ți-am zis eu întrebările, am zis să le pun pe aceleași, pe toate serverele. Crezi că ai fi dorit să vorbești despre altceva și n-am adus discuția despre serverul Carpathians? Nu, cred că toate chestiile au fost foarte bune, bine puse la punct, dar cum să-ți explic eu? Mi-ar fi plăcut mai mult să pot să arăt unele chestii, dar din păcate, nu știu cum să-ți explic, timpul și al meu este foarte scurt, mi-ar fi plăcut să-ți arăt ții unele lucruri pe Carpathians, nu știu dacă nu știu de cât timp mă urmărește. De când am căutat pe YouTube Melee Metin 2 și am găsit acolo un tutorial de-al tău, m-am abonat. Super, și... super, gata, deja știu de când. Da, mi-ar fi plăcut să, nu știu, să mai fac, să nu fi lăsat serverul în urmă și să mă fi prins în perioada aia în care eram disperat și eram mult mai, probabil mult mai multe de spus atunci când jucam acolo. Nu zic că nu joc acum, joc și acum, însă contul este la un verde al meu pentru că eu sunt băgat în praștea asta de server, Emerald. Dar de-abia aștept să mă întorc acasă, adică fără Caterin, că de-abia aștept să mă întorc pe Carpathians și de-abia aștept să văd aia, notificarea pe Metin 2 server Discord, să văd World Boss pe Carpathians. De-abia o aștept. Și mă întorc acolo și îmi fac toate forțele pentru să demonstrez cine e cel mai bun pe serverul ăla, ca farmer și ca iubitor de jocul ăsta. Și cam atât, dar nu, mie mi se pare genial, cum am spus. Ideea ta mi-a părut rău că n-am avut-o eu. Ca să înțelegi, nu, am glumit. Mi-a plăcut ideea ta și mă bucur că am făcut parte dintre cei pe care, cu care ai stat de vorbă. Mulțumesc chiar și eu că ai acceptat. Poți să-mi spui o notă pe care ai acordat-o tu serverului Carpathians? O notă subiectivă. M-am gândit de la început la chestia asta, mă gândeam cum să mă întreb, nu știu de ce, dar m-am gândit și eu aș da nota 8, 8 cu felicitări, să zic așa, să nu zic 8 jumate, 8 cu felicitări, maxim. Felicitări și steluțe sau doar felicitări? Doar felicitări, fără steluțe, să nu întrecem. Are și minusuri, care nu-mi plac mie, nu neapărat că sunt minusuri poate și pentru ceilalți. Nu-mi plac mie, dar serverul în mare îmi place pentru că ceea ce pun pe shop pleacă imediat. Eu și acum dacă intru și îți arăt shop-ul, adică e plin și în mâine este gol și se farmează la level mare și la level mic, adică să pun și perle albe, să pun și perle albe sclipitoare și să vând de ambele, adică încă mai sunt persoane ce dau un item de level mic cu perle albe și încă mai sunt persoane ce, și sunt o grămadă de persoane ce dau un armur de level mare, asta am vrut să spun. Deci apucați-vă că merită. Apucați-vă merit. Că merită. Merit. Mulțumim mult, Bogdan. Cred că aici o să punem și noi pauză. Îți mulțumesc foarte, foarte mult că ai acceptat invitația. Și poate în viitor o să facem alt tip de conținut, sub o formă sau alta. Poate drumurile noastre o să se mai intersecteze. Apreciez și îți mulțumesc că mi-ai zis Bogdan. Uite, mi se pare, adică ai ieșit din comun asta. De ce? N-ai zis că... Adică nu toată lumea, nu mulți îmi spun, adică sunt toată lumea obișnuită cu Croco și cine îmi spune Bogdan îmi spun mai apropiații și mi s-a părut așa, o picată extraordinar. Mie mi-a picat bine. Ei, mulțumim mult, Croco Bogdan. Mersi. Băieți, nu uitați să vă abonați la el, pentru cine nu este deja, deși mă îndoiesc că
O să fie multe persoane. Mă rog să stați abonați la el, cel mai important, pentru că chestiile astea sunt frumoase și eu o să țin legătura cu el cât mai pot eu și așa, și îl bat la cap să facem chestii împreună, să mai facem chestii împreună, poate odată stăm la o discuție liberă, dacă are timp și el de un pahar, nu știu dacă servește ceva. Da, cu siguranță. Rămâneți la el, e genial. Rămâneți la el, că mie mi se pare seria asta extraordinară. Cu siguranță. Băieți, aici o să punem și noi pauză, să nu facem un videoclip prea lung, să plictisim, dar așa cum a zis și Croco, în viitor drumurile noastre cu siguranță o să se mai intersecteze. Vă mulțumim tuturor celor care ne-ați urmărit până în acest punct și alegeți cel mai bun server pentru voi, cel care vă place și cel care vi se potrivește. Eu am fost Amede. Mă bucur că de acum pot, 2 secunde, vreau să mai zic o chestie, mă bucur că de acum pot să răspund la întrebarea pe ce server să mă apuc, pot să răspund la întrebarea asta, te rog să mergi la Amede și o să-ți răspund la toate întrebările. Mă bucur că ai făcut chestia asta. Da, avem 6 videoclipuri despre 6 servere, nu am inclus Luna și Kirin pentru că eu consider că nu merită din start și așadar am făcut doar cu restul. Bravo. Ok, băieți, vă mulțumim mult încă o dată. Eu am fost Amede și nu uitați de abonare, like și toate cele și sper să ne auzim cu bine. Salutare!